Președintele Organizației Municipale PSD Deva, Lucian Rus, secretar de stat la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, și-a propus să transforme Deva în stațiune turistică de interes național. Împreună cu administrațiile locale interesate și implicate, a fost obținut deja atestatul de stațiune turistică pentru Râul de Mori, Sălaș, Vulcan, Vața de Jos, Cinciș, Comuna Teliuc. Pentru cei interesați să contribuie la dezvoltarea turismului în Deva, Lucian Rus a lansat pe pagina sa de Facebook o invitație la o dezbatere pe acest subiect. Cred că de aici trebuie să plecăm cu toții, fiecare OAT, fiecare administrație publică locală, fiecare primar, asta trebuie să vadă odată potențialul pe care l-au și pe care să-l dezvăluie turiștilor și mai mult decât atât ceea ce își doresc turiștii, cum putem să-i atragem, cum putem să-i ținem atât la noi în municipiul Deva, cât și în întreg județul Hunedoara. Cred că aici va trebui o atenție extraordinară al municipalității și din Deva, să constituim OMD-ul local, ceea ce e un factor extrem de important pentru parteneriatul public-privat al antreprenorilor din turism, cât și al administrației publice locale, și mai mult decât atât trebuie să identificăm întreg potențialul OAT-ului, întreaga potențial de dezvoltare a municipiului Deva, astfel încât să ne îndreptăm cu toții atenția acolo unde este cu adevărat nevoie, să transformăm Deva într-un oraș turistic cu adevărat european.